Ei da, dragostea plutește în aer, cum îmi place mie să spun, așa am făcut și promo, așa spun și astăzi, așa spun de fiecare dată și nu doar astăzi de ziua îndrăgostiților, ci mereu mi-aș dori ca dragostea să plutească în aer, mai ales că văd aici în jurul meu o groază de băieți frumoși, sunt frumoși și știți de ce? Pentru că au flori sau cadouașe în mână, asta înseamnă că ei iubesc și atunci când oamenii iubesc, sunt cu siguranță și frumoși, bărbați sau femei. Dar astăzi mă refer mai mult la bărbați, pentru că ei trebuie să facă momente mai speciale, da? Pentru iubitele lor, pentru cei dragi, pentru cei cele pe care le iubesc. Da, și noi continuăm, pentru că, așa cum vă spuneam, avem astăzi multe surprize pentru voi, cu muzică, dans, voie bună, concursuri, premii, căsătorii în direct pentru 24 de ore, așa că vă așteptăm să veniți, să vă înscrieți aici, sau să veniți pur și simplu alături de noi, pentru că pe moment, pe loc, vă vom cununa. Dacă vreți să și divorțați, am anunțat eu chestia asta la un moment dat, ei puteți să o faceți, domnule. Ia să vedem cum ar fi să divorțați de femeia lângă care a stat 10, 15, 20, 30 de ani, pentru 24 de ore dacă sunteți despărțiți. Oare cum vă veți comporta? Veți fi mai liber sau cum? Noi asta vrem să testăm, așa că vă așteptăm aici să le facem pe toate, domne. Astăzi, de ziua iubirii, încercăm tot ce se poate. Cine a mai văzut divorțuri de Valentine's Day? Poate Silviu Prigoană și Bacmuțeanca, dar mă rog, ei să fie la ei acolo. Noi doar ne distrăm astăzi, nu facem nimic pe bune, că nu vrem să creăm controverse în rândul familiilor. Și să revenim la muzică, că vorbeam de muzică bună, așa că mă așez pe canapea pentru că voi sta de vorbă cu o frumoasă domnișoară care se numește, mai nou, Lea D. Este un nume de scenă. Da. Nu-i așa, Denisa? Eu tot Denisa o să spun. Da, sigur că da. Mulțumesc frumos pentru invitație. Cu mare drag și mă bucur că ai venit. Mulțumesc mult și vreau să le urez îndrăgostiților la mulți ani. La mulți ani, în primul rând. Dar tu, draga mea, ești îndrăgostită? La întrebarea asta m-am gândit toată noapte. Băi, eram sigură că... Erai sigură, nu? Mă, eu nu m-am gândit să-ți spun întrebarea asta, știi? Mi-a venit acum de moment, că tot mi-a adus tu aminte. Anul ăsta nu mai sunt îndrăgostită. Anul ăsta nu. E bine așa. Da, dar l-aștepți pe făt frumos. Asta sunt convinsă. Nu? Nu l-aștepți? La un moment dat. La un moment dat. La un moment dat, dar ai suferit din dragoste? Să zic, să nu zic. Să zici, eu vreau să fii sinceră. Cred când eram mai mică, să zic, acum nu. Eu cred că orice femeie suferă din dragoste la un moment dat și dacă nu suferă, ar trebui să sufere, pentru că, Doamne ferește, să se întâmple mai târziu când nu ești pregătit. Așa că mai bine să se întâmple mai devreme, să fie mai simplu când se poate întâmpla ceva. Eu nu doresc asta, nu doresc nimănui, să fie bine pentru toată lumea, dar ne pregătim pentru viață. Draga mea, ești într-un nou proiect, da? Da. Pentru că tu ai experiență în spate, ai mai făcut muzică, ai mai cântat, iar acum te-ai decis să fii solo. Da. De ce și pentru ce? Sunt foarte fericită pentru că peste puțin timp o să lansez noul single, la care am muncit foarte mult și cu siguranță o să vă placă. Și o să-l ascultăm și noi astăzi aici, da? Astăzi nu, astăzi am venit cu două piese, n-am cum, e secret și nu. E secret, deci îl ții acolo în desagă și îl desconspir la momentul potrivit. Da. Spune-mi, știu că pentru acest nou single te-ai pregătit intens și cu o ședință foto, da? Da. Mai multe detalii. Ședința foto a fost foarte frumoasă. Am fost ajutată de către Cristi Câmpeanu, da? Și Larisa Câmpeanu, bineînțeles. Mulțumesc. La care le mulțumesc foarte mult. Foarte reușită ședința foto și abia aștept să ieșim și cu single-ul și cu ședința. Să știi că tu ești o frumoasă și ai dat foarte bine în toate cadrele și eu am putut să văd și photoshopate și nefotoshopate, da? Avantaj eu. Și chiar Denisa la un moment dat a spus, prea mult Photoshop la una din poze. E, din păcate, așa se cere. Asta este marketingul din ziua de azi. Normal. Pentru coperți, pentru afișe, în general ai nevoie de Photoshop. Dar, într-adevăr, tu ești foarte frumoasă natural. Mulțumesc, la fel. Și nu ai nevoie de altceva. Spune-mi ce ne-ai pregătit, că spuneai că nu vrei să ne, da. Să ne dai cântecul cel pot, nou. Nu pot să divulg secretul. Prima piesă, Feel the Love. Feel the Love. Și a doua simțim dragostea da, să simțim totul. Valentine's. Da, tot e ziua îndrăgostiților. Și a doua, Sia și David Guetta. Aha. Totalmente. Sunt piese clubbing? Da. Ambele. Da, ambele. Abia aștept să te ascult, pentru că tu ai și multe cover-uri în desaga ta și chiar sunt curioasă să văd cum sună cântate de tine aceste piese, care, bineînțeles, vor fi aduse în fața publicului cu ajutorul lui DJ Stone, care îi mulțumim din nou căruia. Haide să trecem la treabă până una alta, să ne distrăm. Avem și dansatoare. Bineînțeles, dansatoare, dansatoare de la Elite Cabaret. Elite Cabaret dansează de această dată alături de Lea D. Hey, yeah.
on fire. Yes, on fire. Hey, everybody, feel the love and love is on fire. On fire. Thank you.
mulțumesc mult fetele. Și noi mulțumim Lea B și DJ Stone, bineînțeles, și fetele de la Iuca Baet, care acum sunt în trupa ta. Sigur. Foarte frumos. Mulțumesc mult. Felicitări pentru vocea pe care o ai, nu știu dacă m-am apucat să ți-o spun, dar nu doar pentru voce, care este cu adevărat superbă, ci și pentru talentul care compune melodii. Știu că colaborezi foarte bine cu Ali Radu, da? Și împreună compuneți piese pentru diverse diverse trupe, diverse artiști. Spune-mi, te rog, dacă și piesele tale sunt compuse de tine. Păi, single-ul meu este compus de mine, muzică și text, și Ali Radu, orchestrație. Foarte frumos! Dragă mea, succes! Și soții tot așa! Ești super tare, super cool! Deja, uite, cred, mulțumesc tare mult! Mulțumesc! Cred că cei prezenți sunt de acord cu mine și abia așteptăm să te ascultăm pe radio și pe cele mai șmechere posturi TV cu specific muzical. Te pup, draga mea! Te pup, numai bine! Pa, pa, numai bine! Da, și mai avem treabă de făcut și mai avem fetițe frumușele, pentru că este momentul să mai schimbăm puțin media de vârstă decât. Și vă spun acum despre trupa Mabel, care este deja cunoscută de la emisiunile lui Mihai Morar. Este formată din Delia Antochi și Justina Ferariu din Piatra Neamț. Fetele, unde sunt? Haideți aici lângă mine să vă vadă toată lumea. Poftiți, aplauze pentru aceste păpușele drăguțe, despre care vreau să vă spun că ambele studiază bel canto cu doamna profesoară soprană Ana Condrea și au amândouă același prenume cu Andreea Bălan, tocmai de aceea și pentru faptul că sunt și născute în aceea zodie, da? Voi cu Andreea Bălan sunteți în aceea zodie, sunteți și fană Andreea, așa am înțeles eu, da? Adică să înțeleg una peste alta că voi cântați ceva în stil Andrei, aduceți aminte de ele cum erau în perioada aceea? Am cântat Moșurile ce tânăriești, dar acum o să vă cântăm pieza De ce maman. Aha, deci acum aveți pieța voastră, da? A, ce frumos, dar tot în stilul acela, că v-am ascultat la repetiție așa și parcă semăna puțin cu trupa Andrei. Un pic așa, nu? Dragile mele, mergeți repede la colegul meu să vă luați două cadouri, două microfoane. Și să ne pregătim de cântat, să ascultăm această piesă frumoasă, iar voi, dragii mei, mai tineri, mai în vârstă, mai copilași, vă invităm la dans cu aceste două păpușele, da? Care ne vor ajuta să ne simțim bine astăzi. Succes! Oh,
va, trupa mama, Mabel, Mabel. Sus, dragele mele, sus. Of, ce greu e cu ridicatul ăsta. Haideți lângă mine aici pe canapea. Felicitări, ați fost extraordinar de frumoase și v-ați mișcat atât de bine și aveți o coreografie atât de bine pusă la punct. Cine v-a ajutat cu coreografia? Doamna profesoară Ana Condrea. Și vrem să îi mulțumim și să o salutăm. Așa, să salutăm cu un pupic și aș trimite și eu un pupic, pentru că dânsa este o drăguță și are grijă de copilași ca voi și mereu vine cu idei frumoase. Și pe domnul Sandelbălan. Hai să vedem și un pupic, domnul Sandelbălan, faceți aici cu mâna fetelor, primiți pupicul cum se cuvine, că uite așa erau șandrelele când erau micuțe și ați văzut ce ați făcut din ele. Bravo, așa să ajungă și aceste fete, cel puțin la fel de talentate și de cunoscute cum au fost fetele de la trupa Andrei. Ei, da, și mai avem copilași, mai avem o domnișoară. Stați aici alături de mine, nu trebuie să plecați, pentru că la final vreau să vă dau și ceva. Trebuie să înceapă premiile să curgă și atunci o să pregătim niște cadouașe pentru aceste fetițe drăguțe. Da, Marta, Marta se numește. Bine ai venit, Marta, domnișoara ce urmează. Haideți să luăm microfon de la fetițele de la trupa Mabel. Ce faci, Marta? Bine, mulțumesc pentru invitație și bine v-am găsit. Cu mare drag și bine ai venit la noi. Și eu știu despre tine că ai 10 ani, da? Că ești tot din Piatra Neamț, așa este? Da. Și că studiezi bel canto de câți ani? De 2 ani și vreau să salut pe profesoara noastră Ana Condrea și să-i mulțumim pentru tot și domnului Sandel Bălan și domnului Alin Radu și vă mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Foarte frumos. Haideți să aplaudăm acest mesaj plin de dragoste către domnii profesori și spunem, te rog, am înțeles că tu pleci acum la un festival, te pregătești pentru un festival important, ceva Sanremo, am auzit eu. Da, da, vreau să mă duc și pregătesc împreună cu doamna mea profesoară piesa Padam Padam, cântată de Edith Piaf. Și poți să-mi cânt și mie, te rog, o bucățică, un refren? Dacă poți, dacă nu, data viitoare. Cum vrei tu? Data viitoare? Bine, data viitoare, pentru că îmi place de numai pot Edith Piaf și sunt convinsă că o să-ți iasă foarte bine această piesă și că o să ai și succes cu ea la Sanremo. Astăzi ce ne cânti? Astăzi o să vă cânt Imaginează-ți doar, o piesă compusă de domnul Sandel Bălan împreună cu Alin, cu domnul Alin Radu și vreau să le mulțumesc încă o dată. Încă o dată vă mulțumim, ați înțeles, vă rog frumos, deci încă o dată vă mulțumim, domnilor, pentru că ne-ați adus aceste fete frumoase. Mie îmi place cum ea, spre exemplu, s-a manifestat și cum acești copii sunt atât de atașați de profesorii lor. Și noi vă mulțumim și noi ne bucurăm că ați adus aici în fața noastră și vreau mai departe să o ascultăm pe Marta. Aplauze! Și-l rom, nu-i gata. Și schimb ceva, vreau ce-ți fac.
Bravo, Marta! Aplauze pentru Marta! Te rog frumos să vii aici puțin alături de mine și vreau să o invit și pe Jennifer. Hai, Jennifer, aici! Ia un loc pe canapea, până una alta. Da, este momentul să începem să dăm premii, pentru că avem aceste fetițe atât de drăgălașe, nu am putut să mă abțin și am zis să rup o parte din premiile noastre pe care le-am pregătit pentru toți cei prezenți aici, pentru aceste păpușele frumoase care au venit de departe pentru noi și eu zic că acest efort merită răsplătit. Sponsorul, unul din sponsorii noștri din această zi, un sponsor foarte important care de fiecare dată ne-a ajutat, cei de la Solaris, care au numai produse naturale, le oferă acestor fetițe cadouașe să mănânce și să trăiască sănătos. Iar noi să învățăm de la ele și de ce nu de la firma Solaris, care, iată, așa promovează brandul lor. Dragele mele, haideți să vă pup și să vă mulțumesc. Luați voi câte o sacoșică. Așa, uite ce frumos, o împărțim așa, cât un pic, cât un pic. Bravo, fetelor! Vă mulțumesc încă o dată foarte mult. O să vă rog să lăsați microfoanele pe canapea și să mergeți acolo alături de profesorii voștri și să ne revedem cu bine data viitoare, da? Să mai veniți pe la noi. Mulțumesc tare mult! Aplauze pentru aceste fetițe minunate! Hei, și mai avem multă treabă astăzi. Multă treabă! De-abia a început povestea noastră, chiar dacă au trecut deja vreo 2 ore de când am dat startul acestui maraton de emisiune. Să știți că multă treabă mai avem, pentru că, așa cum am anunțat, în jur de orele 20 vom termina. Așa că eu zic să veniți aici cu mic și cu mare dacă încă nu ați ajuns, pentru că avem premii frumoase, așa cum am amintit. Avem torturi oferite de cofetăria Duel Pan. Avem, da să vă spun că sunt multe, mă gândeam să număr acum o parte dintre ele, dar haide să le spunem pe toate, pentru că așa ar fi frumos. Avem așa, premiul cel mare, fiți atenți, premiul cel mare pentru care merită să vă dați coate, să vă împingeți ca să ajungeți aici și să vă înscrieți, este un weekend la Moeciu pentru 2 persoane. Haideți să aplaudăm acest sponsor în primul rând, că ne-a oferit acest premiu. Pensiunea Mihnea ne oferă cazare pentru 2 persoane, pentru 2 zile, la Moeciu de jos, unde veți beneficia de un, în primul rând, de un peisaj de vis. Vreau să spun că această pensiune se situează în localitatea Moeciu de Jos, cum am spus, la 1 kilometru de Castelul Bran, deci este foarte aproape de acest important edificiu. Vă oferă cazare și masă la cerere, având o capacitate de 9 camere duble, cu televizor inclus, evident, acces la internet, loc de joacă pentru copii, leagăne și foișor. Pentru masă vă sunt oferite produse tradiționale, preparate în gospodărie, preparate din carne de porc și oaie, telemea, brânză de burduf și altele. Parcă mi s-a făcut poftă. Să știți că eu am încercat produsele acestea, pentru că l-am cunoscut pe acest domn, domnul Marius, pe care trebuie să-l salut, și m-au impresionat produsele dânsului, sunt chiar gustoase și sănătoase. Mă rog, cât de sănătoasă poate fi o pastramă de oaie sau o brânză de burduf, care e destul de grasă, dar asta e, mai sărim și noi puțin calul câteodată. Da, și mai avem și alte premii. O să avem și o ședință foto de cuplu, pentru că este ziua dragostei, oferită de fotograful profesionist Cristi Câmpeanu. Avem și produse de la Solaris, așa cum am spus mai devreme, produse naturale, bio, pentru că sloganul lor chiar așa este, belșug din natură. Deci totul este din natură, neprocesat, nepreparat chimic, totul este sănătos și natural 100%. Casa de modă Mile Rose este una din sponsorii acestei emisiuni. Vestimentația mea este asigurată de această casă de modă. Un pic mai târziu veți vedea și o prezentare de modă a acestui atelier până la urmă, pentru că ei acolo fac producție proprie și o să vă arate o parte din ceea ce au ei mai frumos în garderobă, să spun, care ar putea fi eventual și a dumneavoastră. Le vom aștepta în curând alături de noi, dar mai avem un pic până atunci. Mulțumesc și Alesia Gheorghe, Diana Stein, pentru coafiura mea. Mulțumesc și Teatrului Toma Caragiu, care ne acordă de această dată 5 invitații pentru 2 persoane la piesa de teatru Sinucigașul.